ceva. Ce acuzații vi se aduc? V-am spus ceva. Vi s-a dat cunoștință acuzațiile? Informație de ultimă oră în dosarul de transmitere ilegală de informații către Rusia de la Nispetrol. Toți cei patru suspecți au fost lăsați în libertate de către procurori. Nicio măsură nu a fost cerută la terminarea audierilor. Și mergem chiar acum la colega noastră, Andreea Borboro, să aflăm mai multe informații despre acest caz. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața tuturor, bine, iată că după ore întregi în care cei patru suspecți alături de cei patru martori care au fost duși la sediul DIICOT au dat explicații în fața procurorilor, se pare că procurorul de caz a decis să nu emită nicio măsură în ceea ce privește pe cei patru, așadar cercetările vor fi efectuate cu suspecții în libertate. Important de spus este faptul că în zilele următoare se vor face mai multe expertize tehnice în ceea ce privește calculatoarele și unitățile de stocare a datelor care au fost de altfel ridicate în urma perchezițiilor de ieri, atât de la sediul companiei, cât și de la domiciliile celor patru suspecți. E bine, iată că în ceea ce privește pe cei patru, și vorbim aici de cetățeni străini și români, procurorii Direcției de Investigare la Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din Timișoara au formulat acuzații sub aspectul comiterii infracțiunilor de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și transfer neautorizat de date informatice. Ei bine, iată că dacă procurorii români s-au ferit să folosească termenul de spionaj, a făcut-o clar și răspicat președintele Serbiei. Acesta a declarat aseară că țara sa nu are nicio legătură cu scandalul pe care l-a numit, citez, un război politic și de spionaj.